Descinderea ale oamenilor legii la domiciliile unor persoane din județul Giurgiu bănuite de proxenetism. Potrivit poliției Giurgiu, suspecții ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe tinere majore și au obținut bani prin exploatarea lor. Conform anchetatorilor, activitățile respective ar fi avut loc din luna mai acestui an și până în prezent. Perchezițiile au fost făcute la opt adrese. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu. La finalul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale ce se impun.